Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Războinicii și faimoșii au avut parte de o confruntare și în afara traseului. Spiritele s-au încins, iar concurenții celor două tabere au avut o dispută crâncenă, tensiunea a fost la cote înalte, iar un conflict a izbucnit între războinici și faimoși în timp ce Doc și Robert Moscalu se aflau pe traseu. Camara a vrut să-i mai tempereze pe războinici, așa că a mers în fața lor să le vorbească. Cântărețul a fost primit cu o atitudine ostilă, iar Andrei Crișan a vrut să-l dea la o parte. De aici spiritele s-au încins, iar cele două tabere s-au pus față în față măsurându-și forțele. Păi și ce, voi trebuie să stați acolo. Eu n-am venit în partea asta. Vedeți că am fost destul de respectuși, săriți calul, a spus Maria Lungu, nu, dar te-ai băgat în mine, i-a răspuns Camara, nu mă împinge, mă. Nu mă împinge. Noi am avut obraz. Voi n-ați avut obraz. Păi cum să vin aici? A mai spus Maria, gata, Maria. C-ai signalul ăla. A intervenit Doc, păi până acum ne-am înțeles și vine ăsta să-mi spună unde să stau, a răspuns Maria, o să ne bați acum pe toate, a intervenit și Vica Blochina. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.